Panglica inaugurală a spitalului recent renovat a fost tăiată de Cristian, un băiețel de 7 ani al unei angajate a secției oncologie, care a avut alături echipa de conducere a unității sanitare Băimărene. La conferința de presă ce a precedat evenimentul, Sorinea Pintea, managerul Spitalului Județean de Urgență, a declarat că pentru anii următori se dorește dezvoltarea de noi servicii medicale. Astfel, în scurt timp, se va deschide un centru pentru accidentele vasculare, ce va funcționa în cadrul secției de neurologie. Vreau să vă anunț că în imediata începere anului viitor vom deschide un centru pentru accident vascular acut, un centru care se va funcționa în cadrul secției de neurologie și care va avea toate dotările unei zone de terapie intensivă. Noul centru al secției de neurologie este cu atât mai necesar cu cât accidentele vasculare și neurologice sunt prima cauză a deceselor în zona Maramureșului. Un alt eveniment ce a avut loc astăzi la Spitalul Județean a fost sosirea lui Moș Crăciun pentru copiii angajaților acestei unități. El a coborât de pe clădirea ce măsoară câțiva zeci de metri în aplauzele și uralele celor mici. Ajuns la sol în siguranță, moșul a împărțit daruri copiilor care i-au urmărit coborârea spectaculoasă cu sufletul la gură.